O nouă săptămână din cadrul competiției noastre, o nouă apariție a concurentei Iris. Da, nu știu exact care-i povestea, dar mă duce așa într-o zonă, abia aștept să o ascult. Sigur are legătură cu vreun iubit. Te aștept, Iris. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins. Bună seara, Iris! Bună seara, Ilinca! Unde ai plecat? Asta e poveste reală, Ilinca. Sper să se materializeze în ceva real. Ia! Yeah. Am ajuns să cunosc toți vânzătorii, distribuitorii și... și cel care deține magazinul unde mă duc eu să-mi cumpăr materialele. De unde mă duc să-mi cumpăr materialele. Ah, deja ați țintit, ați înțeles, da? Așa. Da, s-a întâmplat, pentru că am ajuns să negociez cu toți, să mă împrietenez, mai stau la cafele cu ei, știu pe toți, am numărul de telefon de la toți. Când nu a pot să ajung și știu că se închide complexul de obicei la 4, zic, nu puteți să-mi trimiteți pe un bolt materialul ăla, metrajul ăla, așa, așa mai departe. Și funcționează. Așa. Și întâmplarea face că mi s-a propus ca undeva pe la final de vară să aduc o prezentare, să fac o prezentare de modă la deschiderea magazinului oficial. Și sunt foarte încântată, nu voi avea timp să creez ceva de la zero, dar am vorbit și cred că voi prezenta toate ținutele făcute la atelier, cele reușite și mai de impact din cadrul competiției. Purtate de către tine în competiție. Da, dar pe modele. A, pe modele, bineînțeles, deci ești cumva un design, un fel de, da, se designer stilist. Voi participa la deschiderea magazinului. Ei, foarte tare! Da, ăla micu te ajută și el se implică? Da, că ăla micu n-are treabă în asta. Ar fi prima ta prezentare, Iris? Da, din păcate, pentru că am prins pandemia când am avut licența și nu s-a mai ținut gala OADE. Uh-huh. Și acum când trebuia să particip chiar la două, la gală și inclusiv la evenimentul de la Iași, uite-te, nu am mai stil. Păi da, da, vezi? La anul revin. Se întâmplă lucruri, fetelor, te-ai fi așteptat la așa ceva? Nu, niciodată. Uh-huh. Bine, că nu e bătut în cuie, dar să sperăm că voi fi... Manifestăm împreună? Da. Facem, da, trebuie să ai încredere în tine. Bun. În ediția Concept de săptămâna trecută a existat un schimb de replici destul de dure între tine și Jasmine, atât în culise, cât și aici, în platou. Deși sunt o persoană impulsivă, Ilinca, am un suflet foarte bun. Mi se pare că e dus la extrem, că se exagerează, că se induce, că se minte, că se manipulează și eu nu mai pot, nu suport atâta toxicitate și manipulare în jurul meu. N-am avut în toată viața mea parte de atâta toxicitate și manipulare cât trebuie să îndur în acest platou din cauza unor concurente. Nu mai pot. Jazz, Doamne, n-am întâlnit așa ceva în viața mea. În viața mea n-am întâlnit așa ceva. Da. Te-a afectat destul de tare, ca să zic așa, pentru că tensiunea pe care tu ai simțit-o în emisiune s-a terminat în lacrimi sau s-a concretizat în lacrimi pentru tine, da, Iris. Da, așa este, Ilinca. M-a afectat pentru că eu real țin la Aza și nu... Aceea, nu știu, a vrut ea să sublineze acolo ceva, că eu aș bagiocori eu cumva și aș ironiza-o. Și... Hai să vedem exact ce s-a întâmplat, Iris, după terminarea ediției de vineri, după terminarea ediției Concept. Permite, nu ai voie să fii așa. Nu ai voie să lași un om să treacă în jos. Tu ești atât de bună. Tu ai atâta timp înaintea ei. Nu te lăsa, dar nu te lăsa copleșită de situația asta, că nu câștigi nimic. Ea fix câștigă ceea ce își dorește și asta face cu tine și iese. De ce o las să facă asta? Pentru că am ajuns la oboseală și la saturație și nu mai pot și nu mai vreau să-i răspund și nu mă lasă și văd că nu-i dau curs și tot nu mă lasă. Cine pierde aici? Ea se încarcă cu ce vrea să câștige. Nu mă interesează, ce să fac? Păi dacă mă consumă și mă supără și mă...
Se încarce cu ce vrea ea, dacă asta... Îi dai satisfacție. Dacă ai încercat... Îi dai de gândit că are dreptate și nu are dreptate. Nu are dreptate deloc. Păi și exact cu asta îi demonstrezi. Pentru că când văd cât o putere de manipulare are și cum îi spune azi și azi, îmi zice că poate se întreabă... Păi, pe bune, te rezumă azi în situația asta? Păi da, pentru că vă supără, că știu că e o persoană care cât de cât am interacționat. Asta nu crede ce spune acolo. Crede-mă ce spune. Sper, dar oricum e rău, pentru că... Nu vreau să mai vorbesc despre ea, pentru că așa nu o să se termine niciodată acest cerc vicios. Vreau pur și simplu să o ignor, să nu mai existe, să zică ce vrea. Dar nu mă face să plâng, pentru că nu se oprește și că vede că... Ce te-a adus în starea asta, Iris? Faptul că se lucrează la psihicul meu și că și-a dat seama cumva că dintre toate persoanele pe care le-a ochit cumva, cu Maria nu-i merge, pentru că e o taie din scurt și nici nu se pretează la astfel de lucruri, nu-și dorește absolut deloc. Alexandra cumva, nu știu, este pur și simplu mai puternică din punctul meu de vedere și cu nervii mai... stă mai bine pe nerv. Eu chiar cumva sunt obosită și sunt forjată. Și a venit ea cu forțe proaspete, gata de atac. M-a durut sufletul să o văd pe Iris în situația în care era. Simțeam că din suflet e rănită și a fost un cumul de energii. Aș vrea să se înțeleagă cumva acasă că toată situația nu a fost strict pe baza faptului că s-a certat cu Jasmine. A fost mult și pe alte chestii care s-au cumulat și au răbufnit în momentul ăla. Andreea, te-am văzut zâmbind mai devreme, când curgeau imaginile. Zâmbind? Mm-hmm. Nu știu, nu mi-aduc aminte. Mă gândeam unde eram eu. Pentru că... Ești atentă la emisiune? Da, ești sunt atentă. Noi? Sunt atentă, nu mi-aduc aminte să fi imaginile... zâmbit. Ai zâmbit la un moment dat. Da, mă gândesc la ce aveam în minte în momentul când vedeam imagine și mă gândeam doar unde eram eu, pentru că eu nu am văzut imaginile și derulam. Jasmine, s-au spus lucruri. Am văzut și imaginile. Și pe tine te-am văzut la rândul tău zâmbindu-i Andreei în timp ce se difuzau aceste imagini. Da. Ai zâmbit, Andreea. Hai să... A, când mă uitam la... Am crezut că spui că atunci când mă uitam zâmbeam. Da, am avut un schimb de imagini, de privire. Se derulau imaginile în acest timp. Da, da. Și ne-am zâmbit. Da, una alteia, da. Dar nu mă uitam zâmbind la imagini. Cam așa a fost momentul ăla. Reacția lor mi s-a părut puțin răuță, faptul că eu oricât de, dacă ar fi fost Jasmine în locul lui Iris și în punctul în care eu am această situație cu Jasmine, niciodată n-aș fi putut să râd la o chestie de genul acesta, ba dimpotrivă, i-aș fi fost acolo, aș fi încercat cumva să o ajut. Răzbunarea. Exact ce a și spus Jasmine, că cumva se întoarce roata, karma și chestiile astea. Ele se hrăneau din momentul ăla, ca și cum vezi, dacă tu ai fost rea la un moment dat, ți se întoarce. Și erau mulțumite. Ar trebui să știm să ne sprijinim unele pe celelalte, indiferent că e o competiție, într-adevăr. Știm care e scopul final, dar mai presus de orice suntem oameni și pe mine m-a lăsat puțin rece faptul că ele au început să zâmbească când Iris se vedea într-adevăr că suferea în punctul acela. Eu i-am căutat într-adevăr privirea Andrei și i-am zâmbit pentru că mi se pare, eu îți spun acum ce simt, da? Că toți suntem pe emoție azi. Simt nedreptate. Atât din punctul Andrei de vedere, cât și din punctul meu de vedere. Nedreptate din punctul ei de vedere pentru că s-a întâmplat nu odată, nu de două ori, de foarte multe ori ca Andreea să plângă din cauza lui Iris în această competiție. Ca Andreea să fie victimă, ca Andreea să se descarce, să ajungă efectiv să nu mai poată să ducă. Andreea nu a plâns niciodată din cauza mea, au fost foarte mulți factori. Fetele la un moment dat Andreea, dar nu știu pe ea să vorbească, principalii factori. Andreea, când ai plâns și ai fost întrebată, ai spus clar că plângeai din cauza examenelor, că faptul că munca ta nu este destul de apreciată. N-ai spus vreodată că ai plâns din cauza mea și eu nu m-am comportat vreodată cu tine așa. Pe rând, fetelor, pe rând, susțineți-vă opinia pentru că e un dialog. Da. Pentru că o intimidezi.
Și să mai puntezi ceva, nici nu-mi doresc asta, dacă tu... Da, păi nu, tocmai, ai realizat că nu ai cum să mă intimidezi. Nu, ai realizat dragă, Jasmine, indiferent am realizat că eu nu vreau... Despre mine, despre faptul că aș avea stilist, despre faptul că mă duc la nu știu ce atelier comun cu tine și ai auzit tu acolo nu știu ce zvonuri despre mine, despre comunitatea mea, despre oamenii care mă votează. Ai încercat pe toate părțile să mă atași, să mă înțepi. E, în momentul în care ai văzut că eu nu plâng, că tu eu mă țin tare pe picioare și că nu mă intimidez, mai mult decât atât, am venit aici cu anumite lucruri pe care le-am auzit despre tine și am fost singura care a avut curajul și care a avut, cum să spun, care nu a avut frică de nimeni să spună ceea ce a auzit, ești să spună ceea ce ea crede. Ești o eroină. E, în momentul ăla ai spus, ok, bine, hai să vedem cum altfel să o jucăm. Hai să ne victimizăm. Nu? Nu. Hai să înțepăm. Nu. Și apoi să facem un pas înapoi. Vezi, uite, despre asta vorbim. Și despre să începem să plângem, să ne victimizăm, ca să par eu că atacantul, aș fi, când eu doar m-am apărat. Că eu aș încerca să par ceea ce nu sunt. De când a început această competiție, din primul moment în care am pășit în acest platou, sunt exact cine sunt eu, constant, sunt o persoană foarte asumată. Tu savurai din shake-ul tău proteic, în timp ce eu... plângeam lângă tine, mi s-a atras după atenția pentru că nu, n-am observat. Nu savuram. Știi, dacă cumva... cineva dintre noi două are vreo tendință de a fi diabolică, crede-mă că tu ești aceea. Nu, nu sunt. Crede-mă. Nu sunt diabolică. Ești de o răutate, cred... cum rar mi-a fost dat în viață să întâlnesc. Tu ești, da. Nu. Cu siguranță eu cred în karma, cred în faptul că tot ceea ce pui în univers se întoarce, mai devreme sau mai târziu, asta odată. În al doilea rând, cumva mi se pare... fer, că tot vorbeam mai devreme de nedreptăți, nu neapărat să suferi, dar cumva să simți și tu cum este, poate, să sară cineva pe tine, să-ți spună cineva mai multe lucruri constant. Tu ai încercat tot acest sezon să manipulezi lumea, cum că eu nu sunt persoana care sunt aici, cum că eu fac anumite lucruri. Andreea, s-a demonstrat în prealabil, când mie mi-arătai semne obscene în spate. Da, și ți-am făcut acel lucru. Pe rând, o secundă, Jasmine, hai să ascultăm și părerea Andreei, pentru că ea e aici și e capabilă să-și susțină punctul de vedere. Ai nevoie de avocați, Andreea? Nu am nevoie, mulțumesc. Ok, te ascult. Dar... este vorba despre niște lucruri care văd că se tot repetă și inclusiv în cazul meu nu a fost vorba despre niciun lucru pe care tu vrei să-l demonstrezi, a fost vorba pur și simplu despre o frustrare pe care tu aveai pentru că eu sunt susținută de către oameni. Doamne. Iar tu ai vrut constant să demonstrezi faptul că eu nu sunt persoana care sunt aici. Lucru total neadevărat și lucru care... Andreea, făceai constant chestii în față, în spate. Despre ce vorbești? Cum poți să mă minți în față că eu făceam ceva în spate? La ce te referi? La acel gest? Atitudinea ta față de noi, de produs. De fetele de la America, de la păr, ești lucrurile astea, nu mai băga... Ce dar, atitudine dacă față de produs? Te vedeam cumva în spate ceva? Și te vedeam în platou. Cum da, poți să repet, spui așa ceva? Da, repet, susțin părerea, există o dosă de falsitate în tine. Și pe mine asta, ca om, mă deranjează de obicei și o să o subliniez de fiecare dată când da, am ocazia în cazul lui manipulezi. Pentru că tu vrei să manipulezi. Nu! S-a demonstrat în prealabil, Andreea, lumea și chiar și-a dat seama, majoritatea persoanelor și-a dat seama, adică... Nu și-a dat nimeni ba seama. Da, pentru că adică, te voi ai fină, de drăguță. Ai, m-ai împins, Iris i-a arătat gesturi obscene, toate s-au văzut. Am mințit vreodată, această domnișoară finuță sensibilă care acel gest și în care da, m-ai speriat cu fața ta, chiar m-ai speriat în acea zi, aveai o față, te-ai întors foarte repede, m-ai speriat. Mi-am asumat lucrul ăsta și dacă ai fi avut și acum... machiajul acela, tot la fel aș fi spus. Eu n-am înțeles momentul ăla, ce a vrut să mai sublinieze și Jasmine încă o dată din ce spusese Iris. Pentru că, da, asta încearcă să facă cumva, să pară că ea manipulează și anume Iris, când e fix invers. Altcineva e personajul care manipulează masele. Și anume Jasmine. Jasmine, spuneai mai devreme ceva și cumva cred că ar fi bine să explicăm treaba asta. Reacțiile tale și comportamentul, lucrurile pe care îi le impuți lui Iris, vin dintr-o dorință de a... Că asta ai spus, a o face pe Iris să simtă ce probabil a simțit Andreea la vremea când ele două aveau un dialog mai acid, să zicem? Ce încerca ea să facă cu Andreea, din punctul meu de vedere, nu avea niciun sens. Adică nici ce încerca măcar să mai spună despre aici. Ea, că Andreea e falsă, că Andreea e atât vrea să pare la TV. O înțepi constant, spui că acum, se victimizează la backstage, ce la... fac eu te rog, acum, nu mai ești de...
doar să îi aduc aminte. Nu ești prietena Andreei. În față, în oglindă, anumite adevăruri. Te-ai asociat cu ea pentru pe care că nimeni bine. Până acum nu i-l-a Andreea, spus. În schimb, chiar crede în tine se va arde singura. Pentru perioada pe care am conviețuit-o aici, e ok, e în regulă. Suntem prieteni. Tu chiar ești diabolică și tu realmente nu... De ce mă faci diabolică? Hai, fetelor, să fim un pic dacă... atente la cuvintele pe care le folosim. De ce mă faci? Dar cum adică, Ilinca, că m-a făcut mama dracului, m-a făcut mucoasă? Îmi pare rău, am pe bune. Am spus, scap Iris. De dracu, dar de mă, să te-ai simțit? Problema ta? Ia o pauză. Nu, tu ia o pauză. Fetelor, eu zic că aveți timp și posibilitate să mai dezbateți acest subiect și în culise. Deocamdată trebuie să mergem mai departe și aș vrea să vorbim despre ținuta pe care o prezintă Iris în ediția de astăzi. Andreea, ce îmi spui? Îmi place printul ales. Nu prea îmi place cum îți stau colanții, cel puțin în partea de jos. Îmi plac ochelarii foarte mult, cum ți-ai făcut părul. Și ideea pe care ai vrut să o conturezi. Păi ideea îți place și singurul lucru practic pe care l-ai punctat că nu-ți place. Ce anume? Ideea îmi place. Singurul și... lucru pe care l-ai punctat că nu-ți place de fapt sunt cum stau colanții jos. Tu ai zis că îți place ideea lucrului, în sensul care n-ar fi neapărat realizat bine. Și singurul lucru cumva negativ pe care l-ai avut de obiectat păi la ținută. Păi și faci un rezumat la ce am spus? Păi nu, te întreb, îți place sau nu-ți place ținuta? Îmi place ideea pe care ai vrut să o conturez, însă nu-mi place cum se vede ținuta, cum te vezi tu din partea de jos. Mulțumesc, Andreea. Ascultăm ce spun jurații despre ținuta ta, Iris. Te invit în fața lor. Mulțumesc, Mica. Ce sfat aș putea să dau eu dacă vine vorba să așa ținută? Misonian așa și ai zeacă după cum bine a punctat concurenta. Cogela, frumoasa ta cogelă de emisiune, Andreea. Ce sfat aș putea să dau? Nu știu, îl aștept. Îl aștept? Da. E, stai atunci și așteaptă-l, fetiță, pentru că sfatul vine. Și nu e sub forma unui sfat, ci sub forma unui enunț. Ai cea mai bună ținută de azi. Bravo. Mulțumesc, Maurice. Mulțumesc mult. Ai cea mai bună ținută din emisiune, ai una dintre cele mai bune ținute pe care le-ai purtat vreodată, Iris, îmi place la nebunie. Băi, până la cel mai mic amănunt este controlată ținuta, cel mai mic detaliu. Am văzut că până și la spatele pantofului ai pus o mică bridă care să lege bedița aia. Vezi, asta mă bagă uneori în ceață. Băi, ești... În ceea ce o privește. Nasturii, cum pentru sunt că aleși. Ea uneori vede niște detalii până în ce dă, și memoria, nu mai vorbim, dă mă și sperie, și alte iar ori... alte ori unele, nu știu, foarte, nu le vede. Dar am găsit acasă, am găsit acasă că e pe set, cu set, cu set, cu set, cu set. De-aia a văzut ea o bridă, eu nici set, ce bridă, bă, set, ce, set. Ce bridă, ce bridă. A trebuit să... Pentru ca să, ca să prindă pantofii. La iarăși, greznă. Alegerea nasturilor este genială forma și strălucirea nasturilor pe acest print. Superbisime și perfectă, Iris. Bravo, mulțumesc este. Mulțumesc mult, Raluca, mulțumesc. Bravo, Iris, dacă e să o luăm pe referință, începem cu nivelul ochilor, Twiggy influence. Twiggy! Coborăm mai jos, bun. Ajungem la Pucci, ajungem la Mary Quant, de exemplu, ca și zona, ajungem la Mod, anii 60. M-am inspirat 100% ca și Croy și ideea de full print de la Richard Quinn, numai că, într-adevăr, acolo era un print care ducea și mai mult în anii 60. Era ceva foarte floral, dar m-am gândit că și geometria asta funcționează foarte bine și voiam cumva să fie ușor mai... altfel. Păi duci mai mult în Pucci decât în Queen, fetița mea frumoasă. Știu. Mult mai mult în Pucci și mă amuză foarte tare, oricum am văzut o expoziție când am fost ultima dată la Londra, legată de, apropo, tipologia asta anii 60, perioada mod în Marea Britanie și era un debate acolo foarte clar între cine a inventat mini-dress-ul. A fost Mary Quant, a fost Curej. Și întrebarea rămâne plutind în aer pentru că... Da, uite, ce mi-a oferit tu în seara asta este exact răspunsul perfect. Nu e nici mini dress, nu e nici... Mi-a adus aminte de o chestie superbă. Bravo, ai stil până una alta. Mulțumesc, o stilistă locală, nu dăm nume, la un eveniment, îmbrăcată într-o rochie, scurtă, așa frumoasă, retro vintage, o lasă ea de la Paris, deci nu dăm nume. Și vine o cetățeană de la o televiziune și o întreabă, cum întreabă toți, ce purtați, doamnă? Și stilista zice, în seara asta por curje. Curje. Da. Bine că l-a fost curjet. În seara asta por curje. Curjet. Bravo, ai stil. Mulțumesc, curje. Maris.
Cu J, mulțumesc! Felicitări, Iris! Vorbește cu telespectatorii, te rog! Dragilor, îmi sunteți foarte, foarte dragi! Pentru că pur și simplu simt că mă înțelegeți și mă acceptați așa cum sunt și chiar mă iubiți. Ceea ce e puțin ciudat, pentru că nu pe mulți dintre voi vă știu personal, dar sper să ajung să o fac curând, când voi avea mai mult timp să socializez cu voi face-to-face. Dacă vă place de mine, dacă vă inspir, dacă cumva doriți să vă fac haine pe viitor sau aveți niște evenimente de mare avegură și importanță, puteți să apela la mine cu toată încrederea după ce competiția este gata. 4-1-2-2-0, vă pup! You get burned.